Am vorbit de soțul, așa zice, violent, pleacă, își părăsește soția, ce facem, și cu o soție care nu seamănă cu o biserică care dorește să se sfințească, în contextul ăsta în care a spus nu se lasă sfințită, să zicem așa. Ce mi se pare mie foarte important și nu putem ignora asta, păcatul intră în lume prin femeie și Pavel are grijă să menționeze și în Corinteni și în 1 Timotei. Deci păcatul intră în lume prin femeie, însă Dumnezeu îl trage la răspundere întâi pe Adam. Adame, unde ești? Adică, Adame, tu de ce nu ți-ai împlinit mandatul? Ce ai făcut tu? Ce ai păzit? De ce n-ai avut grijă de nevastă ta? Și chiar dacă femeia are scăpări, cred că trebuie văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu bărbatul. Unde a fost el? Mântuitorul spune că, într-adevăr, vin prilejuri de păcătuire. Nu le poți evita, dar vai de cel prin care vine aceste prilejuri de păcătuire. Da? Oare de ce a ajuns femeia asta unde a ajuns? Da, oare de ce și-a legat viața un bărbat de o asemenea femeie? Chiar n-a cunoscut-o deloc? Arăta bine, avea fost și actor, un actor bun. Mântuitorul ne învață în Evanghelii să iertăm. Și la un moment dat, zice Domnul Iisus, știți foarte bine, Matei 18, să iertăm nu de 7 ori cum cădea Petru că e destul, ci de 70 de ori că de 7. Acum întreb eu, ce păcat să iertăm? Ce păcat? Numai unele păcate. La urmă urmei, numai curvarii merg în iad. Păi sunt lângă mincinoși. Nu știu, să fi auzit de o biserică în care să pedepsească comitetul acelei biserici un mincinos. Poate că sunt, eu n-am auzit. Dar curvarii pedepsim. Dar mincinoșii care sunt colegi de iad cu ei, de ce nu-i pedepsim? Nu? E adevărat că, așa cum spune Pavel, singurul păcat comis în trup este păcatul de curvie și e un păcat care murdărește mariajul. Dar cred că și păcatul ăsta trebuie tratat cumva și consideră este foarte importantă în cazul din acestea. Aș mai menționa ceva. Sunt anumite cazuri care sunt patologice, adică femei care sunt înclinate spre păcatul acesta sexual și nu le poți opri. Dar mă întreb, bărbatul ăla n-a văzut nimic în perioada cât a curtat-o. Nu se poate să nu fi văzut niște semnale cât de mici. Nu mă refer neapărat la păcate grave, spun așa, dar în relația de familie, tot timpul, contre, centuri, discuții pe... Nu ajung la același înțeles. Chiar dacă nu s-a ajuns la ca soția sau, mă rog, soțul, dar soția discutăm acum în cazul de față, nu a ajuns la păcatul curviei, dar sunt de înțelegeri, nu se lasă dăltuite, ca să folosesc o expresie ce ați folosit dumneavoastră seara asta. Ce am constatat de o frați și surori, aceste vulpi mici, cum le numește Solomon Eclesiastul, vulpile astea mici știi că vin în floare, dar asemenea frecușuri, tensiuni între cei doi soți trădează anumite lacune serioase în caracterul lor. Și mai ales trădează o relație superficială cu Dumnezeu. Când un om are relație bună cu Dumnezeu, bărbat sau femeie, să nu uităm că iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni sunt la fel de importante, așa spune Hristos Domnul. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu-l vezi, dar pe soțul tău, pe soția ta care ești în pat să-l urăște, sau să nu-l suporți, sau să intri tot timpul în conflicte. Deci, clar, acolo este un defect, o problemă în relația pe verticală. Și acolo trebuie lucrat. Și apropo, recent am stat de vorbă împreună cu un coleg de meu păstor, cu o familie care tocmai astfel de lucruri se siza și încet, încet Dumnezeu mișcă lucrurile. Pentru că trebuie să fie un moment al pocăinței în care, da, să recunoască, mă, gura livă, nu mă pot stăpâni, și așa mai departe. Sau nu gestionăm bine banii, fiecare cu banii lui, și asta e un defect mare care poate căsca o prăpastie între cei doi. Dacă nu este un duc de pocăință, adică
o recunoaștere sinceră a problemei, n-ai cum să-i. Ca și la doctor. Dacă nu spui ce te doare și nu recunoști că te doare, ce tata mea să-ți dea doctorul? N-are cum să te ajute. Întrebarea care a fost pusă din sală, dacă puteți să răspunde. Mai spuneți o dată mai tare. Nu. Știu că să vi se pare ciudat. Mântuitorul spune că cine lasă, cine ia pe cea lăsată de bărbat, trăiește în curvie. De ce? Pentru că Hristos acolo specifică faptul că cineva își poate lăsa soția doar din pricină de curvie. Dacă o lasă din alt motiv, îi dă ei prilej să păcătuiască. Și dacă el ia o nevastă lăsată nu din picioare de curvie, ci din alt motiv, atunci prea curvește. I-am tratat în cartea Căsătoria Garantată pe Viață toate aceste texte care vorbesc despre divorț și recăsătorire. Este cel mai lung capitol în carte și se numește Este divorțul o opțiune biblică? Și chiar pe problema asta, Iisus zice, cine își lasă nevasta afară de picioare de curvie și ea pe alta păcătuiește. Dar zic eu, dar dacă o lasă din pricina de curvie, mai păcătuiește? Nu mai păcătuiește. Pentru că dacă ar fi fost în vremea lui Moise, o femeie care păcătuia curvind trebuia să fie executată. Atunci bărbatul era văduv, se putea însura oricine, înțelegeți? Deci curvia într-o relație maritală înseamnă moartea curvarului. Dar în nou legământ, Dumnezeu iartă orice păcat și dacă soția sau soțul poate ierta și este sfătuit să ierte, pentru că divorțul e ultima soluție, nu prima, Hristos ne cheamă să iertăm chiar un păcat de adulter și dacă este duc de pocăință și duc de iertare, căsnicia merge mai departe și eu știu astfel de căsnicii, cred că și voi știți. Mai mult, îl pomeneam pe Timothy Keller, în cartea lui susține că peste 50% din familiile în prag de divorț care au ales să lupte pentru căsnicie s-au refăcut. Peste jumătate. Însă e mai simplu să trântești totul de pământ și să fugi, să ieși din mariaj, decât să lupți pentru căsătorie și pentru soție sau soț. Ori Hristos, dragii mei, frați și surori, ne-a chemat să luptăm. Ăsta era pasajul pe care îl citea Iosif la început, da? În Neemia 4:14. Luptați pentru... Și spune la bărbați, pentru soțiile voastre, pentru fiii voștri, pentru fete, pentru casele voastre, că este o luptă teribilă. De aceea spuneam că nu-i simplu, e greu să fii însurat, să fii măritată. Dacă îți înțelegi menirea, dacă te joci de a îndrăgosti, atunci e simplu. Da? Ca în telenovele. O întrebare care se potrivește, dragostea este un sentiment sau o alegere? Sau altceva? Ideea de să luptăm pentru familie. Am făcut afirmație mai devreme, și anume, că promisiunea este mai importantă decât pasiunea într-o căsătorie. Hai să recunoaștem, și eu recunosc, și Atena recunoaște, au fost în primii ani de căsătorie momente în care îți venea să renunți. Și era în mintea ta o bătălie, mă, cum dai? Așa de mult iubesc pe fata asta, nu pot trăi fără ea. Cum de-am gândul ăsta? Adică sunt momente de iritare, de supărare, de jignire. Te miri din ce? Mai ales când apar și copiii, așa-i? Și în tine unii este o luptă, zic, dar am promis. Și acea promisiune te ține, de fapt, pe traiectorie. Și da, cred că dragostea e mai mult decât un sentiment. E un act al voinței, dar aleg să iubesc această persoană. Am ales, nu m-am împins nimeni în căsătoria asta, nu m-a obligat nici Dumnezeu, nici mama, nici tata, nici măcar fata asta, ci în mine s-a născut această tendință puternică. Adică Dumnezeu m-a determinat să văd în fata asta ceva ce niciun băiat n-a văzut și acel detaliu pe care nu pot să-l definesc, n-am cum, dar e acolo prezent, m-a legat de ea și mă ține lângă ea și am promis că stau lângă ea. Aici am permis să vă spun o poveste din mitologia greacă. Ați auzit de acele sirene, da? Ați auzit, da? E un luptător din mitologia greacă
Știa că atunci când trece cu corabia în acea zonă, marinarii sunt atât de atrași de cântecul sirenelor încât se aruncă în apă să se sinucid. Și ce le-a spus el marinarilor? S-a întors chiar de la o bătălie pe care a câștigat-o și știa că trece prin zona aia și a spus așa, legați-mă de catarg cu frânghii și puneți în urechile marinarilor ceară să n-audă cântecul sirenelor. El însă a avut urechile libere și a fost legat de catarg și da, mitul povestește că atunci când a dus în zona sirenelor și au apărut sirene, cei sirena, Little Mermaid, da? Jumătate femeie, jumătate pește, foarte frumoase. Și când au cântat, marinarii n-au auzit și n-au fost simultizați, dar el era tentat să rupă frânghiile. Însă catargul era mai solid și frânghiile și spunea Keller, care comentează acest element mitologic, că legământul conjugal este acea frânghie ce ne leagă de catarg de Dumnezeu și chiar dacă sunt tentații, stăm acolo. Asta e dragostea. Care, și tot Keller spune un lucru fantastic, zicea el că se căsătoresc doar acei oameni care se iubesc atât de mult încât ajung să depună jurământul conjugal. Cine nu iubește suficient, nu se însoară și nu se mărită. Pentru că nu vrea să-și asume responsabilități pe viață. Și atunci, da, Alin, dragostea mai mult decât un sentiment, decât fluturi în stomac, este o decizie. Că la urmă, de ce se iubește o băbuță de 80 de ani? Apropo, am un prieten, Dan Leș, poate că-l știți, Olaru, acela celebru. Și eram cu el la o grupă de studii la Baia Mare și la un moment dat, într-o seară, zice, băi, Nelu, vreau să spun că m-am culcat cu o bunică. N-am priceput. Și stai să-ți explic, mă, suntem bunici, nevastă mai bunică. No, bine, bă, Dane, că m-ai liniștit. Care e rațiunea să stai lângă o bunicuță, dar îmbătrânești lângă ea, te culci cu ea în pat? Dragostea n-are vârstă. Chiar dacă nu mai e acea putere fizică de a iubi ca la 25 de ani, este o putere mult mai mare decât aia fizică ce te ține lângă băbuța ta la 80 de ani. Cineva ne povestea că a preluat o biserică, Marcel Botta, poate că a fost și pe la voi, Marcel Botta, un om deosebit, e prieten al bisericii. Deci, când a păstrat biserică, a avut un oameni pe care i-am îngropat, a avut o familie, zicea el, a avut 72 de ani de căsătorie. 72 de ani. Da. Ei, ce-i ține pe doi bătrâni împreună? Fără din singură, fără proteze, să țin unul de altul că merg la baie. Unul-i cârja celuilalt. Ce-i ține împreună pe oamenii ăștia? Mai mult decât acel eros, amor, acea pasiune. E o forță mai mare decât atracția fizică. E acea forță care curge din Dumnezeu, care în esență e dragoste. Da. O întrebare mai complicată am primit aici. De ce există, cred că și referitor la dragostea asta, pasiunea asta și de la pasiune la violență, de multe ori poate e un singur pas sau foarte aproape. De ce există violență între cuplurile penticostale în special? Punem o melodie. Când mă gândesc la conceptul de penticostal, sunt pastor penticostal, slujesc în biserici penticostale, dar nu numai. Însă tare mă tem că noi nu avem pretenții, adică avem o pălărie prea mare. Dumnezeu are copii și El nu i-a botezat pe unii penticostali, pe alții baptiști. Noi ne-am pus etichete unii pe alții spre paguba noastră. Da? De ce este violență în familiile credincioșilor? Pentru că nu mai ești credincioș, Alin dragă. Nu se poate să iubești o persoană, să săruți un obraz și după aia să-l pălmuiești. Nu cred că bărbăția își pune mintea cu o femeie. Nu, e dincolo de rațiune să pretinzi că
Dragostea folosește forță, nici vorbă, nici vorbă. Deci nu. Aici vorbim de nepocăință crasă, de lacune grave în caracter, de comportament subuman, sub demnitate. Deci, dragii mei, Pavel aș spune, asemenea vorbe nici să nu fie pomenite între voi, frați și surori. Oamenii ăștia nu mai spocăiți de mult. Au nevoie de atingerea Duhului Sfânt. Legat de violență, bărbatul, având în vedere că inclusiv orice lege din România și orice țară așa mai evoluată, clar condamnă violența domestică, bărbatul de multe ori, așa din ce am mai văzut, experiențe, discuții, folosește o violență poate verbală sau provocatoare, încât se întâmplă de foarte multe ori datorită vorbelor, expresiilor pe care le folosește bărbatul sau modul lui de a reacționa sau nu a reacționa la anumită situație, încât soția își iasă ea din pepen și începe și, mă rog, ce poate să facă ea la un bărbat, să-l pițige, să știu, chestii de genul ăsta. Tot în latura asta de violență și mai mult morală, să spun așa, că până la urmă, ce poate să facă o femeie? Da, violență verbală. Da. Dragii mei, ne-am încercat să răspundem la o întrebare bazică, de ce m-am căsătorit cu tine? Și am înțeles ce a fost în mintea noastră, sau am văzut, ne-am amintit și ce în mintea lui Dumnezeu și în inima lui. Acum, când un bărbat este chemat să se poarte cu soția lui așa cum Hristos se poartă cu biserica, oare Hristos e violent în limbajul lui? Nu. El spune foarte clar, învățați de la mine, eu sunt blând și zmerit cu inima, luați jugul meu, e bun, sarcina mea ușoară. Acum, biserica uneori nu se poartă cum trebuie cu Hristos, că noi suntem biserica, da, știm noi cum suntem. Dar când înțelegem și ne asumăm cele două roluri, noi, bărbații, rolul lui Hristos și soțiile, rolul bisericii, lucrurile se așează în normalitate. Adică nu mai vorbim de violență, nici verbală, nici de alte factori, dar minte fizică, da? Și când apar lucruri de astea, e clar, e nevoie de un duc de pocăință, de o mărturisire a păcatului și de o întoarcere cu fața spre Hristos. Amin. O întrebare despre creșterea copiilor, răspundem acum sau răspundem mâine? Hai să vedem. În creșterea copiilor, 2 ani și câteva luni, cum e mai bine să procedăm în cazul în care aceștia sunt greu de lămurit și renunță greu la ceea ce vor să facă? Eu când mă uit la nepoții noștri, avem 9. Domnul se binecuvânteze. Mulțumim. De la 4 luni și până la 12 ani. O paletă destul de largă și băieți și fete. Unul din băieții noștri are numai fete, altul are numai băieți. Și de mare scoade o și au fată și un băiat. Dar când mă uit la ei, am impresia că nouă ne-a fost mai ușor să ne creștem copiii decât le este copiilor noștri să-și crească nepoții noștri, da, copiilor. Când mă uit la ce se întâmplă, frați și surori, rămân uluit. În cartea asta am un capitol care m-ar putea pune într-o postură foarte periculoasă. Sigur, am avantajul că am scris-o mai de mult, apropo, am făcut-o cadou la nunta lui Adi și Damaris atunci ce am scris cartea asta. Predica de la nuntă este în cartea asta. Un capitol se numește 7 lucruri pe care orice părinte trebuie să le știe despre nuia. Și vă citesc două afirmații, amândouă, a lui Solomon. Spune așa Solomon. Nuiaua și certarea deșlipesc nebunia de inima copilului. Mai mult, nuiaua și certarea scot sufletul copilului din iad. L-am parafrazat pe Solomon. Deci, în perspectiva biblică, nu este disciplinare eficientă fără nuia. Acum, sigur, nuiaua certării, nuiaua mușcării, dar și nuiaua ca instrument. Lovește-ți copilul, că nu va muri. Lovindu-l, îi scos sufletul din ochii să mor, ce-o spune Solomon acolo. Pedepsește-ți copilul și îți va da odihnă. Ori, mă uit la contextul în care noi trăim astăzi, în care disciplinarea fizică este absolut interzisă. Și când te aud instituțiile
care nu trebuie, că vorbești despre asta, te pun după gratii. Pentru că se pleacă de la premisa că pruncii noștri sunt buni. Toată educația modernă și postmodernă pleacă de această premisă. Copilul este bun. Contează mediul în care îl crești. Ori Biblia spune altceva. În păcat m-a conceput mama. Și dacă noi nu înțelegem că pruncii noștri se nasc cu o natură păcătoasă și lăsăm să se dezvolte această nebunie în copil, ne trezim că peste 20 de ani suntem înconjurați de niște sălbatici simpatici. Aș cita pe un psiholog american care spunea că un bebeluș este la 20 de ani distanță de un sălbatic și spunea așa, acel psiholog, că dacă un bebeluș la 4 luni este înfometat și ar fi în stare să mânească un pistol și ar împușca mama dacă nu i-ar da laptele sau ceaiul. Psihologul ăsta vrea să arate natura păcătoasă, înclinarea spre rău a ființei umane. Oricum să disciplinezi puiul ăsta de om? Cum? Cu vorbe dulci? Când eu am fost pe dată în Statele Unite, am rămas uimit de cât de sălbatici copiii de acolo. Ce lume trăiesc ăștia, mă? Se urcau pe masă, făceau orice pe acolo. Copiii doar regele casei. Oh, nu supăra pe fratele musafir. Hai, stai, nu supăra pe mama. Hai, te rog frumos. Atâta se milogea și se închina mama până când regele casei, dacă voia, cobora de pe masă, dacă nu, era stăpânul casei. Cu musafirii acolo, ce mai? N-aveai voie să te atingi de demnitatea copilului de 2 ani. Și am ajuns unde am ajuns. Și în România. Da, deci cred că atunci când vorbim de creșterea copilului, de mic trebuie văzut înclinațiile lui și început a face corecturi mici. Copiii noștri și acum când vin la dești, uite acolo era nuiaua. Nu prea am folosit-o, dar știau că acolo e nuiaua. Biblia îmi spune că educarea copilului necesită acest instrument al disciplinării. Nu putem înlocui cu altceva. Cred că mai e o întrebare, mai avem aici. Se întâmplă un fenomen, avem și o întrebare pe genul ăsta și încerc să o reformulez ca să sune cât mai bine. Tânărul necăsătorit sau tânăra necăsătorită la biserică, corista numărul 1, laudă și închinare, el, nu știu, pianist, toboșar, ce-o fi, vioara întâi, în tot felul de activități, în biserică, slujire de orice fel, nu, am dat exemplele astea, dar slujire, tot ce înseamnă partea de biserică în mod deosebit, după ce se căsătoresc, dispar din peisaj ori unul, ori celălalt, ori amândoi, de cele mai multe ori. Ce am putea face sau ce sfat le-ați da tinerilor care au slujit înainte căsătorie și după căsătorie se vede o anumită lipsă de implicare. La unii mai mult, la alții mai puțin, bineînțeles, la caz la caz, dar trendul general, să zicem așa, este după căsătorie nu mai slujim la fel de mult. În condițiile în care suntem învățați în biserică, în mediul în care trăim, soția, ajutorul potrivit, lângă care trebuie să mă sfințesc, să slujesc Domnului, să lucrăm împreună pentru Domnul. Acum aici aș pomeni două lucruri care cred că suntem obligați să le pomenim. Unu, Pavel 1 Corinteni 7 ne spune foarte clar că este o diferență mare între o femeie măritată și una nemăritată, da? Hai să citim. 1 Corinteni capitolul 7 și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Apropo, 1 Corinteni 7 este un capitol foarte important legat de viața de familie. Spune așa Apostolul Pavel, 1 Corinteni 7, versetul 33 în jos, 1 Corinteni 7 cu 33. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară e o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului. Vine la repetiții, cântă, dirigează, recită. Să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă soțului ei. Deci să fim rezonabili.
cât a fost domnișoară, a avut libertate să slujească Domnului, după ce s-a maritat nevastă, avem prioritățile casei. Unul la mână. Deci trebuie să ținem cont de asta. Doi la mână, hai să recunoaștem cu adevăr, mulți dintre tineri folosesc platforma bisericii pentru a se lansa, pentru a fi făcut de cunoscut, da? Pentru a se promova, să zic, da? Cântă la un instrument, că dar cine cântă la un instrument e în față, nu în balcon, să nu fie văzut. Și atunci, aici, deci poate privi, da? Și poate fi privit. Tinerii care cântă doar să se promoveze pe sine și ating scopul sensorial și gata, nu mai cântă că și-au încheiat misiunea. Au cântat cu scopul să fie văzuți. Da? Ma, și draga mea nevastă, când au zis că mă ocup de grupul de studenți din Cluj și au văzut cum predic, asta e pocăit, mă, dacă predică. Ok? Când vezi că recită fata, spune poezii frumos, cântă, are voce de privighetoare. Și când te ceartă, ca o privighetoare te ceartă, e adevărat. Deci, de multe ori în biserică ne promovăm. Da. Ok. Cred că cam atâta. Mai este o întrebare, dar totuși o lăsăm pentru mâine. Privitor la viața de familie și astea le lăsăm pentru mâine, că o să abordați tema asta mâine. Și cred că e ok, deja e 9:20 imediat. Frate Iosif. Legat de ultima întrebare, v-aș întreba și eu ceva. Nu neapărat trebuie să răspundeți, dar dacă vreți, se poate. Cum de un păstor slujește mai mult după ce s-o căsători și o deveni păstor ca înainte? Greșește că face asta sau? Adică nu putem ajunge păstori, nici prezbiteri, nici deacon necăsătoriți. Și după ce intri în slujire, primind responsabilitatea asta, trebuie să slujești mai mult ca înainte. Să fie valabil lucrul ăsta numai pentru slujitor sau? Sau greșim că slujim mai mult ca înainte de a ne căsători și de a primi responsabilități? Știu că e grea întrebarea. Cum văd de lucrurile, dragii mei? Aici există o greșeală din două direcții. Greșeala celor care ne împovărează cu prea multă slujire, adică citeam nu de mult pe grupul de WhatsApp al slujitorilor de Cluj despre un frate cu 10 copii, slujitor în mai multe biserici, a cărui soție era foarte grav bolnav, avea nevoie de sânge. 10 copii, un grup de biserici. Păi numai să dai cina, nu se ajung duminicile. Nu-i normal ca o instituție să împovereze prea mulți slujitorii. Deci asta e greșeala instituției. Doi, greșeala slujitorului. Nu cred că e normal să ne asumăm poveri peste măsură. Și asta o facem nu din dragoste de Domnul, ci din dragoste de sine. Adică ne convine să avem poveri mari, să arătăm că suntem importanți, să arătăm că fără noi nu se poate merge mai departe. Și mai degrabă aș acuza această greșeală ce ține de noi. Țin minte, în urmă cu mai mulți ani, eram la o conferință internațională la New Orleans, organizată de Church of God, și unul dintre vorbitori a fost președintele pe Mexic. Și el a spus că a făcut toată un sondaj de opinie cu toți păstorii și soțiile lor, și în sondajul de opinie le-a întrebat pe soțiile păstorilor un lucru foarte interesant. Să spună cu cine este căsătorit bărbatul ei, da? Deci păstorul. Cu biserica sau cu soția. Și spunea că 15% din soții de păstori au declarat că soții lor sunt însurați cu biserica locală, nu cu ele. Și mă amintesc că un păstor, citeam într-o carte, că un păstor era la ora 8 seara la birou și zice, primesc un telefon. Și mi-a spus așa la capătul firului. Alo, iubitule, sunt Barbara, soția ta, și vreau să știi de la mine două lucruri în seara asta. Unu, sunt o femeie foarte frumoasă. Și doi, sunt singură acasă și tu la birou și ora 8. Și o trădit telefonul. Spunea păstorul acela, de a doua zi, la ora 4, am ajuns acasă.
am înțeles că am acasă o femeie care este om cu nevoi. Deci nu cred că îl cinstim pe Dumnezeu și cinstim Biserica Domnului Iisus Hristos când ne asumăm responsabilități pe care nu ni le-a dat Hristos. Ne asumăm prea multe, nu de dragul Domnului, ci de dragul nostru și a promovării sinelui, și Domnul să ne ierte, să toarne peste noi un duc de pocăință. De aceea slujirea în echipă, să zic așa, cred că ar fi ideală și împărți responsabilități pentru a fi cât mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Da, Iosif, dragă, acum iarăși intervine o chestiune. Și hai să recunoaștem, Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, că în aceste vremuri de final de istorie, prima trăsătură de caracter, știți care este? Cine își amintește? Să știi că oamenii vor fi cum? Iubitori de sine. Iubitori de sine. Păi avem echipa pastorală, dar stai puțin, eu sunt, fără mine nu se poate mișca, eu trebuie să fiu acolo. Vă spun foarte deschis, noi de ieri avem al doilea păstor plătit, păstor de tineret, e o binecuvântare pentru noi, un bun familist, are 5 copii. L-am angajat de ieri ca păstor de tineret și, dacă Domnul ajută, din toamnă o fi păstor asistent, și mă simt așa de liber și de liniștit că știu că Dumnezeu a purtat de grijă bisericii și avem un om care deja preia încetul cu încetul, până a ieșit la pensie, dacă Domnul dă viață, preia din poverile pe care le am și deja distribuim poverile și e mai simplu pentru noi. Da. Dar ca să lucrezi în echipă, Iosif, înseamnă să-ți recunoști limitele și, vorba lui Pavel, să vezi pe cel de lângă tine mai sus decât tine, să-i acorzi cinstea pe care o merită. Și dăm voie încă un detaliu. Mă amintesc că acum aveam mai de mult un lider de tineret, secretarul bisericii, cânta și într-o trupă de altă și închinare, și într-o zi l-am chemat la biserică și zic: dragul meu, tu luni ești la biserică, am azi la biserică, merg la biserică, joi la biserică, vin la biserică, sâmbătă și duminică și ai 3 copii. Zic: te rog frumos, spune-mi acum, la ce vrei să renunți din slujire? Nu se poate. Da? Și biserica trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și să ne ajute și pe noi să ne cunoaștem chemarea și să ne... Da, am pus întrebările astea, mă, frații știu, de felul meu nu-s genul de om care să le fac pe toate, nu mi-a plăcut, nu-mi place și știu că nu dă rezultat asta și am văzut și din alte medii de slujire. În fine, trecem peste întrebarea asta, urmează să încheiem, dar mai am o întrebare. Cunosc o familie de credincioși ortodoxi care au trăit 52 de ani împreună după căsătorie. I-am cunoscut destul de bine. Și au fost fericiți. Și au încheiat bine în ce privește viața de familie. Întrebarea e: care e secretul din spate? Că, ama noi știm, întâi vine cei firesc și apoi cei duhovnicești. Și zice: mă, băiatul are atracție față de fată și fata față de băiat. Bun, atracție din ambele părți. Și apoi zice: cântă în fanfară, în cor, în grupul de laudă, dă îndemnuri, predică, vine regulat la biserică, e punctuală. Și e tendința asta să privești dincolo de atracția fizică la implicarea din biserică, dar de fapt în spate să fie, cum spuneați, adevărată actorie. Și totuși, uite că sunt familii din alte medii a căror căsnicii au rezistat nu câțiva, zeci de ani. Și lumea din jur a putut să declare: domnule, ori fost fericiți și ori muri fericiți. Mă refer din prisma asta a căsătoriei. Da, e foarte bună întrebare, pentru că e o realitate pe care o trăim și unde ne uităm așa cu jind. Mă, uite ce bine duc aia, vorba lui Asaf. Cum văd eu lucrurile, frați și surori? Dumnezeu a stabilit niște principii în viața noastră, ca oameni. Că pe toți ne-au creat la fel, cu aceleași inclinații, ca bărbați și femei. Nu suntem diferiți unii față de alții. Aceleași inclinații păcătoase, aceleași nevoi biologice, dar nu numai. În momentul în care un pământian își asumă responsabilitatea să respecte niște principii, adică să-și iubească aproapele. Da? Că zicea Domnul Iisus Hristos că în iubirea de Dumnezeu și de aproapele se adună toată legea. Da? Toată legea. Dacă oamenii ăștia se iubesc, se respectă din frică de Dumnezeu, Dumnezeu onorează relația lor. Simplu. Faptul că eu cânt, că eu predic, că eu mă rog, că am niște daruri, dar nu-mi iubesc aproapele,
Nu o să-L onorești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e încântat de darurile mele. El mi-l-a dat la urmă mei. Și amintiți-vă, un profet spune, Domnul, dacă mi-ar fi foame, ți-aș cere ție? Păi pământul cu tot ce pe el e meu. Adică noi furăm din turmele lui Dumnezeu și dăm jertfe, da? Noi furăm din carierele lui și ne facem case. Noi îl furăm pe Dumnezeu, da? Dumnezeu nu e încântat de darurile, de vocile noastre, de talentul nostru. Efectiv, nu. Zice Mântuitorul, nu cine spune Doamne, Doamne, va intra în împărăție, dar cine intră în împărăție? Cine face voia Tatălui? Și nu știu, dacă un pământean, bărbat sau femeie, ortodox, catolic, egal, are înclinația aceasta de a se teme de Dumnezeu și din teamă de Dumnezeu își respectă partenerul, Dumnezeu onorează lucrul ăsta. Dumnezeu e drept. Nu faptul că cineva prezinte care darul spiritual îl face mai pocăit. Nici vorbă, fraților, nici vorbă. Eram odată la o școală biblică în Ucraina și cel mai în vârstă profesor, student, Anatol îl cheamă, 73 de ani, un bătrânel, venit din lume. Dar în lume a fost așa, băgat adânc, s-a întors la Domnul și era cel mai bătrân student, 73 de ani. Zice, frate Mureșan, tare îmi place cum ne vorbești nouă, dar oare cum să fac eu câteva săptămâni să viu la tine acasă, să mă ascund undeva, să văd cum te porți dumneata cu sora Atena. Așa frumos vorbești cu ea cum vorbești cu noi la cursuri? Bună remarcă! Adică, nu cine zice Doamne, Doamne, cine-i tare în parcare, cine are like-uri. L-am auzit pe Boariu. Mi-a plăcut afirmația lui. Era la undeva un interviu și a zis, pe mine mă interesează nu câte like-uri am eu pe net, ci ce like-uri îmi dă nevastea mea și copiii. Am zis, felicitări, băiete. Nu l-am zis încă față în față, ne vom întâlni la Dej în august, dar am zis, extraordinar, foarte bine punctat. Nu contează câți prieteni îmi dau like-uri pe net, ci dacă îmi dă nevastea mea like, dacă îmi dă copiii like, că dacă îmi dau ei like, îmi dă și Dumnezeu, ok? Dacă nu, pot să uit, îs nimeni, n-am valoare. Cred că... Da, mai e o întrebare. Spune frate Călin. Foarte bine puse lucrurile și foarte bună întrebare. Ce surprinde este că avem atâtea conferințe de tineret. Unele din ele chiar tratează subiectul ăsta. Cartea pe care am scris-o pentru tineri pe subiectul ăsta merge, adică ajută la consiliere. Nu cred că e normal să încurajăm ca păstori căsătoria unor tineri până când ei nu se cunosc destul de bine. Și aici păstorul are un rol foarte important. Eu vă spun, când au căsătorit băieții mei și am aflat cine sunt fetele, pus mea pe telefon și a dat un păstor, măi, uite, fata asta e la voi în biserică, ce zici? Spune despre ea. Nu se poate să încurajezi doi tineri să intre într-o viață de căsătorie până la moarte fără să-i ajut să se cunoască destul de bine. Fără să-i încurajez să intre în istoricul lor un pic. Și aici am într-un detalii de rolul păstorului bisericii locale, să facă cu ei consiliere premaritală, să vadă dacă într-adevăr își pot asuma să intre în viața conjugală. Da. Absolut. E nevoie. Și eu chiar recomand cel puțin 6 luni de curtare și maxim 2 ani. Nu mai mult, că după aceea se intre în alte probleme. Dar este nevoie de un timp suficient. Nu e așa, noi nu botezăm oamenii că au zis da, imediat, s-au predat. Îi lăsăm să ne convingem, da, de credința lor. La fel în căsătorie, sigur că da.